Spălăm ouăle cu apă rece, în care vom adăuga o lingură de bicarbonat de sodiu și o lingură de sare. Udăm ouăle, apoi lipim orezul de ele și le legăm în ciorap. Luăm niște flori de hibiscus și apă fierbinte. Le aranjăm în ciorap. Punem oul și legăm ciorapul. Ouăle cu flori de hibiscus le punem 10 minute la fiert în apă rece și adăugăm și 2 ouă cu orez de asemenea. Amestecăm 2 linguri de turmeric sau curcumă cu 2 linguri de oțet de 9 grade, oțet din vin. Adăugăm apă cât este necesar să devină o pastă, pasta de curcumă sau turmeric. Punem 2 ouă cu orez cu curcumă la fiert pentru 10 minute. Și adăugăm apă rece până acoperă ouăle. După 10 minute, ouăle sunt fierte tare. Le putem desface și vedea superbul mozaic creat de orez. Le curățăm de orez cu un șervețel curat. Priviți ce superb arată! N-o să găsiți 2 modele la fel. Le ștergem ouăle cu ulei vegetal să strălucească frumos. Desfacem și ouăle care sunt cu flori de hibiscus. De asemenea, extraordinar de frumoase. Le dăm cu ulei vegetal. Din nou un mozaic unic. Desfacem și un ou făcut cu orez în ceaiul de hibiscus și la fel un mozaic unic care nu-l poți întâlni de 2 ori. Îl lungem și pe acesta cu ulei vegetal. Cred că sunteți de acord cu mine că sunt superbe ouăle făcute colorate cu orez.
Vom face o altă metodă acum. Punem 4 ouă la fiert cu 2 lingurițe de sare pentru 10 minute. După cele 10 minute, ouăle fierte tare le vom colora. Punem un șervețel ceai de hibiscus și pastă de curcumă sau turmenic. Împregnăm bine șervețelul cu ceai de la florile de hibiscus și pasta de curcumă. Învelim oul în șervețel și folie de plastic și vom lăsa pentru o oră să se stabilizeze culorile pe ou. Acum punem pe șervețel ceai de hibiscus, albastru de metilen și pasă de curcumă. Și vom proceda exact la fel. Împregnăm șervețelul foarte bine cu cele trei culori, învelim oul și lăsăm pentru o oră să se stabilizeze culoarea pe el. Acum împregnăm șervețelul cu albastru de metilen și pasă de curcumă. Învelim oul și lăsăm pentru o oră. O altă metodă. Învelim oul în șervețel, apoi pe șervețel împregnăm culorile și le lăsăm iarăși pentru o oră să se împregneze culorile pe ou. Acestea vor ieși mai pastelate, mai deschise la culoare. După o oră, desfacem șervețelele, ștergem ouăle și le dăm cu ulei vegetal. Vă mulțumim pentru vizionare și vă așteptăm și data viitoare cu alte rețete delicioase.